Hai, cine urmează? Ok, bine. Acum vrem să auzim și povestea ta. Salut, eu sunt Sebi, sunt dependent de droguri și... E supărat? Ce curioasă e asta de tine? Ei, vrei să zic? Da, poate m-a dus și cu mine. Acum un dealer bun. Ha? Știi tu, ce care îți aduce marfa, droguri. Droguri? Droguri, da. Vrei să încerci? Ai mai încercat? Consumi așa ceva? Da, consum. Cum? Să știi că e foarte bine, te relaxezi instant, dar nu mai e nicio problemă. Știi ce funcționează? Funcționează, 100%. Nu crezi că ai nevoie și tu? Ba, cred că da. M-ar ajuta. Vrei să-i vedem după școală, pe la 4? Să încerci un pic? Da, ar fi o idee. Bun, așa facem. Ce zici? Ești gata? Nu știu ce să zic, nu-i periculos? Nu, nici o treabă. Hai să vezi. Foarte bine. Cu sigur, da? Da, sigur. Și cum e? Place? Da, merge. Da? Mai încerci? Ce mai probleme. Nu mai ai probleme. Nu-ți mai gândești. Nu am nici probleme. Salut. Ți-am zis. Bine, dragă. Ne vedem mai târziu, da? Da, da. Foarte bun. Da, merge. Mi-a plăcut. Mâine la aceeași oră? Da, normal, ca de obicei. Ia, auzim, bro. Da, domn profesor. Vreau să știu și eu, am o curiozitate așa. Spuneți. Ce coți de abstinții? Ha? Păi nu... Abstinții, gote mici. Zici și mie. Da, am fost răcit, domn profesor. Dar nu mă interesează. Deci nu te-am văzut la ore, sunt profesor care nici nu te-au văzut la față. Deci mâine la prima oră cu părinții. Instant, vii direct la mine. Instant să-i văd. Domn profesor, înțelegeți-mă că am fost răcit și vă aduc scutirii tot ce trebuie. Capăt de discuție. Mâine cu părinții la ora 8. Hai, pa! Bună, măi, Sebi! Ce zici, Eli? Bine! Ai mai fumat ceva? Băi, nu, da. Am făcut rost de ceva nou. Dacă vrei să încercăm... Da, cum, normal. Mă bucur sau... Zici? Da, clar. Ia vezi, Eli. Nu? Da, acum. Ia, pregătește. Hai să-i dăm drumul. Bine. Aici ne-am apucat. Da. Prea bine. Da, hai, chiar bine. Ce zici, mai facem una? Da, hai, mergi. Hai. Hai. Ce-am mai mult? 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 Ce-am mai mult
Mi-am zis strada, dar mai merge. Mai merge. Hai să mai facem. Ia cum o fac eu aici. Sebi, așa nu se mai poate. Furtul din casă, de bani și de lucruri, ai întrecut măsura. Îți faci bagajele și te descurci. Care-i faza? Știți cum stau la clătire? De ce? Nu am unde să stau. Cum adică? Adică s-a certat cu mine. Da, frate, normal. Sigur? Da. Hai, mersi. Veniți repede, că l-am găsit pe un prieten de-a meu aici, inconștient, lângă o bancă. Aoleu. Gata. Mai pot. Și din ziua aia am zis că mă las. Și am lăsat-o așa. Bravo. Felicitări.